de anul ăsta. Până acum bine, însă suntem de-abia pe 8. Avem de așteptat până la sfârșitul lunii. Fiorica, șah, așteptarea este un lucru periculos în vânzări. Este adevărat, însă până la sfârșitul lunii îți voi pregăti o surpriză. La fel ca în șah, în afaceri câștigă cel care are strategia cea mai bună. Fiecare mișcare este importantă și decide parcursul jocului. Dacă carisma nu răspunde cum trebuie, activitatea acelui magazin este oprită, iar impactul în business este destul de mare. E ca la jocul de șah. O mișcare greșită poate să te ducă la moarte. Exact. Carisma este principalul produs al companiei Total Soft. Este o soluție software de administrare a resurselor companiilor, care include segmente atât pentru contabilitate, vânzări, dar și pentru gestionarea fluxului financiar. Este un soft 100% românesc, ce a reușit în doar câțiva ani să cucerească aproape toată piața europeană. Tot ce vindem acum, vindem pe bază de referințe. Cum s-a întâmplat la început, e foarte greu să-mi amintesc. A fost foarte greu, pentru că vindeam ceva care nu exista. Prima oară când am vândut nașului meu. Imediat după 1989, Liviu Drăgan, absolvent al Facultății de Electroenergetică, a plecat timp de 3 ani din țară pentru a lucra ca programator în Indonezia, America de Sud și Italia. Șeful său de la acea vreme avea însă să-i schimbe viața. În 94 am vrut să plec definitiv în Canada pentru că tatăl meu îmi aranjease un post de doctorat și deși aveam PhD în România, în Canada, și acest cetățean german de origine română mi-a propus să facem o firmă de soft. Mi s-a părut atât de atractiv și am uitat de Canada și fericit ziua aia. 94 este un an care a adus multe firme pe piață. Ce s-a întâmplat în 94? Știu că 94, la un moment dat ne-am grăbit să înființăm firma în 94, s-a înființat în decembrie, pentru că exista o facilitate fiscală în 3 ani de zile, nu plăteai impozit pe profit. Astfel, de la centrul de calcul al Energomontaj, compania pentru care lucra și care avea la acea vreme mii de angajați, Liviu Drăgan s-a dezlipit împreună cu 5 colegi și a pus pe picioare afacerea Total Soft. Compania a pornit în 1994 cu 5 angajați și 0 produse. Și am ajuns acum să fim 470 de colegi. Avem produsele software implementate în 4 continente, de la Brazilia până în China, iar ca cifră de afaceri am depășit 20 de milioane de euro. Povestea Total Soft a început prin vânzare de hardware și dezvoltare de soft la cerere. La doar un an de la înființare, în 1995, compania dezvolta sistemul informatic pe baza căruia unul dintre cele mai importante lanțuri medicale private din țară a crescut și și-a diversificat activitatea. În 96 își extinde activitatea pe instalări de rețele de fibră optică. Pentru a putea crea un sistem informatic complex pentru mediul de afaceri, în anul 2001, Liviu Drăgan a vândut 40% din acțiunile companiei, iar banii luați, 1 milion de euro, i-a investit în crearea produsului Carisma, devenit rapid bijuteria coroanei. Care este povestea primei ieșiri? Ieșitul în afară nu a fost legat atât de viziunea sau o strategie specială, și anume că companiile multinaționale în care noi am implementat produsele Carisma au fost un proiect de succes și apoi ei ne-au rugat să implementăm în alte subsidiare. Așa a pornit. Companii ca Volvo, Mercedes, BNP Paribas sau Deutsche Leasing se bazează acum pe soluția Total Soft. Produsul a ajuns să fie folosit deja în 35 de țări și sunt contracte de implementare în peste 50 de țări. Vrem să balansăm, vrem să ne păstrăm poziția de lider în România și să devenim un jucător extrem de important pe această nișă a produselor noastre de financial services, ca cel mai important jucător din Europa. Splitul de acum este 40-60, 40 internațional, 60 România. Sunt mai mult de 1000 de clienți activi
și ca și utilizatori, angajații clienților noștri care folosesc aplicațiile noastre sunt mai mult de 50.000. Nu poți să ai o strategie de expansiune internațională, să cucerești lumea în condițiile care nu ești stăpân la tine acasă. Pentru extinderea pe piața internațională, cei de la TotalSoft știau că au nevoie nu doar de un produs bun, ci și de o bună coordonare de vânzări și marketing. Aveau nevoie de un om care știe mersul. În urmă cu 3 ani, a fost recrutat ca director de vânzări internaționale Hans Kort, un olandez care a lucrat pentru Microsoft sau HP în mai multe țări. I think we're covering most of the European countries except maybe Scandinavia, and we are now moving also into the US. Usually when you come with the customer and you say that you come from Romania, it is a bit of a surprise. Romania is famous for software development, but not for a package solution. Referințele sunt foarte importante. Un client mulțumit întotdeauna îți va genera o altă vânzare. Compania a testat în cei 23 de ani de activitate nu doar suișuri, dar și teste de rezistență. Au mai fost câțiva ani complicați, cum a fost anul 2007-2008, datorită faptului că era foarte greu să schimbi valuta, se pierdeau bani, banii treceam din lei în valută, ba din valută în lei și de fiecare dată nu eram suficient de talentat și pierdeam la fiecare tranzacție. 2010, 2011, 2012, pentru că a fost o perioadă de criză în care am fost afectați de o grămadă de câteva proiecte, să zic, în care noi am pus foarte mult suflet și s-au prăbușit. Cei care au rezistat crizei au rămas și clienții produsului cumpărat de la TotalSoft și lor li s-au mai adăugat și alții. Ne-a ajutat să facem progrese, practic, în fiecare lună de activitate. Ce vindeți? Încredere. Eu spun că vindem încredere, pentru că un client, carisma, devine dependent de ea. Se căsătorește, nu e o logodnă scurtă, nu e o relație de scurtă durată. În momentul în care își pune business-ul în mâinile unei aplicații, de ce nu carisma, el stă cu această aplicație timp de 3, 5, 10, chiar 15 ani. N-aș mai putea astăzi concepe activitatea în domeniul în care lucrez fără a avea informațiile cu ajutorul acestui program. Ca orice business, TotalSoft este mereu în căutare de noi oportunități, de noi clienți. Există însă unul foarte mare pe care Liviu Drăgan îl evită. Statul nu a fost niciodată un client pentru noi. Eu cred că există gicul de la stat care este foarte suspicios și are tot felul de reguli și temeri cum să aleagă un jucător. Lupta pentru cota de piață se dă însă în liniște, în sediul din zona de nord a capitalei. Sutele de specialiști ai companiei par relaxați, chiar dacă activitatea lor valorează milioane de euro. Mediul de lucru este total diferit de primul sediu, cel din cadrul centrului de calcul al Energomontaj, acolo unde în 1994 TotalSoft închiriase câteva birouri. Cum îi convingi pe oameni să rămână? Pe oamenii îi convingi să rămână dacă îi legi de poveste. Când le spui de unde ai plecat, unde ai ajuns și unde o să fii mai ales. Când o să le spui că o să fii cel mai important produs de software de credit și leasing din lume, oamenii se aliază acestor povești. Oamenilor le place să facă parte din ceva. Ne place să ne distrăm, facem sport împreună, deci cred că suntem o companie simpatică. Facem concursuri de fotografie, facem concursuri de șah, facem concursuri de sportive destul de mari, destul de importante. Cred că duc la o sănătate a atmosferii. Cred că firma simte că trăiesc într-o firmă, într-o companie în care ne pasă unii de alții. I like the people. The people are very friendly, people are very open and very warm. Dacă te uiți, jumate sunt femei. Nu știu dacă observi, ce sunt oameni tehnici. Și cu funcții de conducere? Și cu funcții de conducere, majoritatea sunt femei. Vom cunoaște acum cel mai tânăr manager din companie, ajuns cu o funcție de conducere la doar 28 de ani. În 2 ani a reușit să aibă 150 de oameni în subordine. O cunoaștem acum pe Andreea. Sărut mâinile, Andreea. Bună, îmi pare bine. Sărut mâinile. Cât de ușor este să crești în companie? Destul de ușor, aș putea spune, după un parcurs destul de scurt. La fel ca ascensiunea Andreei, a fost și ascensiunea produsului Carisma, creat de TotalSoft.
care s-a impus în România pe locul întâi în piața serviciilor de soft de afaceri. Devansând jucători internaționali cu experiență de 10 de ani, cum ar fi SAP, Oracle sau Microsoft. De exemplu, dacă ne referim la domeniul bancar, cum arată acolo împărțirea? La câte bănci ajunge produsul vostru? Produsul nostru de management al capitalului uman, spre exemplu, este implementat în 17 bănci din România, din totalul de 32 cât sunt pe piață. În străinătate, compania s-a impus pe segmentul de leasing, unde are unul dintre cele mai apreciate sisteme informatice de gestionare integrată a afacerilor. Cel mai important lucru în TotalSoft este ideea aceea că merg acasă și sunt mulțumită de ce am făcut în ziua respectivă. Chiar spun, ah, ce zi bună am avut astăzi. În toamna anului trecut, pachetul majoritar de acțiuni al TotalSoft a fost cumpărat de către Logo Software, cel mai mare dezvoltator independent de soluții IT din Turcia. O tranzacție de 31 de milioane de euro, în care de fapt s-au tranzacționat circa 90% din acțiunile deținute până atunci de fondul de investiții Elen Global Finance. Conducerea și activitatea companiei vor rămâne însă neschimbate în România.